Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Ce ne așteaptă de acum înainte? De fapt, am vorbit puțin mai devreme de anii grei care urmează. Spuneați dumneavoastră, anul acesta, anul viitor, 2019, vor fi anii cei mai grei. De fapt, ce ne așteaptă în acest an? Cum se vor regla mecanismele? Ce se va întâmpla exact? Și că tot pomeneați de război, ne așteaptă, ne pândește acest război sau nu ne pândește? Deci, perioada, suntem în război. Suntem în război, începând din 2014, deci am spus de când au intrat în Crimea. Vedeți tensionarea, dar nu suntem în acel război clasic, cum este a fost primul și al doilea. Din moment ce spiritul, majoritatea cetățenilor, majoritatea europenilor și în America și acum și în Rusia, să nu mai vorbim că mai Siria etică, au o instabilitate totală și vedeți victime, 50 de Moscolu, 20 colo, tot timpul ți-e frică să mai pleci de acasă, deturnări de avioane, vezi încă nu s-a anumit virus care creează o oarecare instabilitate umană care se creează foarte greu. Vedeți că sunt niște preziceri, că antibioticile nu o să mai poate facă față. După mine, tratamentelor și toate celelalte. Deci ne așteaptă o perioadă grea din punct de vedere economic pentru toată lumea, în care, începând America, Europa, Rusia, că aici o să fie cel mai greu, dar nici în Asia nu o să trăiască pe roze, se va înarma până, deci, fonduri de înarmare, vedeți chiar Trump acum a nemulțumit foarte multă lume pentru faptul că a dezechilibrat balanța investițiilor prin fondul că a investit extraordinar de mult în armare. Se vor înmulți formele de războaie clasice, se vor înmulți, vor apărea multe teatre de război. E posibil că, mă rog, și pe lângă noi sau chiar pe la Marea Neagră, se spune că nivelul Mării Negre a crescut de atâtea base de război cât au venit în ultimul timp. Deci o instabilitate geostrategică, o instabilitate ecologică, o instabilitate viitorologică, care vor fi și victime, vor fi și victime în teatre și colateral și peste tot. Cel mai periculos, vedeți, vor apărea acele semne. Războiul geoecologic se va trece și la un război geoecologic pe anumite teritorii și vor fi și fenomene care vor, că va pleca un vulcan, că va fi un cutremur, că va fi numai știu ce, acestea tot arme vor fi, dar care se vor masca. Foarte greu e să demonstrezi cine a stat în spatele lor. Fenomenele ecologice au, cum să zic eu, avantajul, între ghilimele spus, că foarte greu să demonstrează declanșatorul și toate celelalte. Deci vor fi, vedeți că deja se bate moneda, pe cutremure se bate, au fost vulcani care au plecat și au deturnat nu știu câte avioane și nu mai știu ce și au blocat și toate celelalte. Deci vor apărea fenomene economice, vedem aviara, vedem atâția virus în privința lanțului trofic care ajunge chiar și până la om și inclusiv acele perioade de gripă care organismele slabe cedează și mă gândesc mai mult la ce e în vârstă și ce e mai periculos pentru copii.